Tamara Bănică se poate numi o femeie cu adevărat împlinită. Aceasta se bucură de o carieră de succes în presă, are un soț iubitor și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Deși vedeta nu a postat niciodată fotografii cu partenerul său de viață, i-a oferit câteva detalii cu privire la bărbatul care aduce zilnic zâmbetul pe buze. Se pare că cei doi se înțeleg de minune, iar el abia așteaptă să devină tată. Vedeta susține că bărbatul de lângă ea îi oferă toate motivele pentru a se simți o femeie împlinită. Cei doi nu s-au certat niciodată și pare că între ei este o dragoste nebună. Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. El este foarte încântat de faptul că o să devină tată. Vede fetița la ecograf și este foarte fericit, este copie 1-1, dar fetele seamănă cu tații. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult. În primul rând este ajutorul acesta moral și în al doilea rând, el este un sprijin real pentru mine, nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu este în țară, a declarat Mara Bănică. Deși Mara Bănică nu s-a afișat niciodată cu soțul ei, aceasta a vorbit despre funcția pe care o ocupă. Se pare că bărbatul conduce o multinațională în Germania și vine destul de rar în țară. Soțul meu conduce o multinațională în Germania și din păcate ne vedem la 2-3 săptămâni când vine acasă 3 sau 4 zile să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să mai ținem așa, dar momentan asta este situația. Este un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, este extraordinar de deștept, a mai spus Mara Bănică. Atunci când se va naște fetița lor, bărbatul se va întoarce în România pentru a ajuta pe Mara Bănică la creșterea și educația celei mici. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat am discutat să nasc în Germania, dar din cauza pandemiei au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine, a mai spus Mara Bănică.